Fiecare beneficiar are dreptul la 10 kg de făină, 7 kg de mălai, 500 de grame de paste făinoase, 4 litri de ulei, 800 de grame de roșii în suc propriu, 400 de grame de zacuscă, 250 de grame de miere, 300 de grame de carne de porc la conservă și 2 kg de zahăr. Violeta Milăș, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaș, susține că în județ au ajuns deja 70 de tone de ulei. Produsul se află în depozitul DGASPC de iar În cursul acestei săptămâni va fi împărțit primărilor din Zaleu și Mleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou. Beneficiarii vor intra în posesia uleiului abia după ce ne vor fi furnizate și celelalte produse alimentare, a precizat Violeta Milaș. Potrivit legislației în vigoare, au dreptul la aceste ajutoare comunitare șomerii, invalizii și veteranii de război, pensionarii cu venituri lunare sub 400 de lei, beneficiarii venitului minim garantat, dar și persoanele cu handicap grav și accentuat. În clasamentul localităților sălăjene cu cel mai mare număr de beneficiari conduce detașat Zaleul, urmat fiind de Jibou Simleu, Silvaniei, Cehu Silvaniei și Crasna. Anul trecut, circa 40.000 de sălăjeni au primit pachete cu alimente în valoare totală de 4,5 milioane de lei.